Bun găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Perbec, este posibil să primiți musafiri de departe și să fiți nevoiți să schimbați complet programul. În partea a doua a zilei nu este exclus să primiți o veste de la un prieten. Taur, dacă vi se propune să vă asociați într-o afacere, vă recomandăm să analizați serios propunerea. Ați putea obține un beneficiu important pentru bugetul familiei. Ar fi bine să țineți cont și de opinia partenerului de viață. Gemeni. Un bărbat mai în vârstă vă poate ajuta să rezolvați o problemă sentimentală. Ar fi bine să aveți încredere în sfaturile lui și să vă temperați orgoliul. Rac. În prima parte a zilei este posibil să aveți multe probleme de rezolvat la locul de muncă. Colegii și șefii vă înțeleg și vă ajută. N-ar strica să acordați mai multă atenție familiei. Leu. Astăzi vă puteți aștepta la surprize făcute de partenerul de viață, partenerul de afaceri, ori chiar de rivali. Puteți intra în posesia unui obiect îndelung râvnit, grație generozității cuiva. Relațiile sentimentale ar trebui să decurgă foarte bine. Fecioară. Capacitatea de comunicare este excelentă azi și este recomandat să profitați de acest context favorabil. Chiar dacă sunteți tentați să petreceți seara împreună cu prietenii, vă sfătuim să dedicați familiei timpul liber de azi. Balanță. Situația financiară s-ar putea îmbunătăți în scurt timp. Se întrevede o primă sau o creștere a veniturilor principale. Pe plan sentimental, parcurgeți o perioadă favorabilă în care predomină romantismul. Scorpion. Astăzi puteți avea reușite deosebite în plan profesional. Colegii par să fie de acord cu unele dintre ideile dumneavoastră. Seara este posibil să vă viziteze o rudă care vă oferă un cadou surprinzător, dar foarte util. Săgetător. Sunteți iubiți de parteneri, apreciați. Amicii vă cheamă la diferite ieșiri care se anunță reușite. Vi se promite o transformare uluitoare în bine, cu o viață profesională aglomerată, dar triumfătoare. Capricorn. Se anunță o zi favorabilă în plan profesional, însă ar fi bine să nu vă implicați în mai multe activități în același timp. În relația cu partenerul de cuplu, lucrurile pot evolua frumos dacă veți ști ce compromisuri trebuie să faceți. Vărsător. Șefii și colegii vă apreciază pentru eforturile pe care le depuneți, dar și pentru modul în care vă expuneți ideile azi la locul de muncă. După amiază, s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă, care vă propune să participați într-o afacere. Pești. Astăzi este recomandat să amânați deciziile importante. În plan sentimental, se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă și relațiile cu partenerul de viață ar trebui să decurgă foarte bine. Acestea au fost previziunile astrologice pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați să zâmbiți! Este gratis!